chiar numai căței, majoritatea. Știți frați? Da. Ai, ai, hai, te mai bătrână, dar nu-i din soiul un plus. Că când scoatem o să aibă 60 și ceva, 70 de kilograme. Acum lăsăm să se scurgă 15-20 de minute, se iasă 0. Haide, punem 0 la fier să facem urda. Păi asta e belge. Așa îi zicem noi. Și ăsta e un fel de capac, de să putem să stau ce mai bine. L-a jântuit, te ajută foarte mult. Acum ajuntuim. Ultima fază, care e cea mai importantă la caș, cât mai mărunt. Păi mulți zic că e bun, că de ce mă duc și stau la voi în vârful dealului sau așa mai departe, că alții mă sunau, că mai am și o prieten, că nu. Așa, mai am prieten, hai, dea-mă la un sublupo, că eu trebuie să mă duc la voi dimineața, la mulți, la 5 sau la 4 jumate, depinde cum. Sau, nu pot că azi la ploaie, păi, că ești la oi, dar faci, dar tu cum ești la oi, că azi plouă afară, păi, nu contează că plouă, că ninge. Trebuie să mergi la oi dacă trebuie. Îți închez pentru să-ți așeze, să nu rămână golul pe margine, să poți să se strângă cât mai bine. Uitați acum cum curge, uitați, uitați, ăsta e jântuit. Consider că sunteți foarte mândru când îl vedeți pe fiul dumneavoastră că vă calcă pe urmă și nu, că... Nu, așa, așa a fost și tata de mine și așa vreau să știu și eu de el, că nu. Când aici se ducă și am făcut mai departe, ceva. Dar vedeți dumneavoastră, ar avea posibilitatea să facă altceva, total diferit. Dar ce ar putea să facă să facă mai mulți bani? Când am avut 18 ani, înainte să am 18 ani, m-am... Trebuie să-i și plac. M-am pornit să fac carnetul, când am începutul la 12 ani, aveam carnetul luat. Și eu mașina am avut-o dinainte luată și când am mers la școală, tot, că băi, tu ai mașină, tu tăți erai invidios pe mine. Dar ei nu știau că eu înainte să mă duc la liceu, eu mă trezeam la 5, să mă duc la mulți. După aia mergeam acasă, făceam duș și mergeam la liceu. Ei nu știau treaba asta, ei se trezeau la 7 și n-ajungeau la 8 la liceu, eu eram primul în clasă când ajungeam. Erau, nu mai puteau de somn, dar eu când mă trezeam de la 5, eu rezistam. Toată ziua așa la liceu și după aia acasă du-te la muz iară, că era ora 4 sau 5, ai la muz. Uitați, zăr! Uitați, acum, uite, lăsă, stai, să vedem. N-are voie să curgă, dacă curge 4-5 picuri, maxim, uitați, nimic am pământ. Un câine exemplar pentru mine. Un câine în care am bază, un câine de acum e pe al 6-lea an. Au oile lapte. Au. Au destul. Mâncat după când nu-i pătate. Mulță de vreme. Da. Da, și de vreme. Da, și de vreme. Au avut și miele bun, dar dă și lapte. Că dacă au avut la furcă, nu au fost subțire ca de la furcă, depinde și de. Și depinde și soiul, cât care lăptau, nu tătă oaia lăptau. Asta vreau să zic, că selecția se face destul de greu. Da. Cum mulgeți? Mulgeți cu nod? Mulgeți normal? Cu nod. Cu nod? Cu nod, dar majoritatea la oile astea poți să le mulgi cu, în pumn, ca vaca. Adică, țâțoasă. Foarte țâțoasă. La mine nu vă încurcă? Sau nu sunt foarte țâțoasă? Țâțoasele alea exagerate, e mai. Nu țâțoase exagerate. Cavaci sau așa. Îți potrivite. Potrivite. Așa nu-i mare. Și oaia după ce îți formează pulpa, prima dată trebuie să o mai iei cu ciotul, că când e întărită la pulpă. După aia se formează pulpa și asta. Poți să o iei cu două mâini sau depinde. Cât oi mulgeți? Depinde. Acum mulgem în jur de 230. După aia, după Paștile noastre, când o să fie mai multe, 350, 400, am ușit 500, am trecut.
Cam la 200 de oi, cam câți litri aveți așa la o mulțoare? Cam 60 de litri. După 220, cam așa. Fără capre, numai ori. Și de câte ori le mulgeți? De două ori. Suficient. Dimineața și seara. La cam la ce oră dimineața și seara? La 5 după amiaza la vă 4:30 le vorbim. Avem și vacile. Urmează și vacile. Da, avem și vaci. Avem 3 crevaje cu lapte, bine, au și viței. Bă, de aici că v-ați pus podele, cum se zice, la dumneavoastră cum se zice aici? Pod. Podeț. Văd că n-au putere oile să tragă. Nu. Una slabă nu te trage, dar ăștia au pe spate și trebuie. Zvoi puternici în orice caz. Soi oi late în spate. Da, oi hrănite bine. Îți memurdare încă la lână cum o sta pe saivan, da? După ce le trage câteva ploi, îs altfel. Și lâna pe ele până când o țineți? Păi depinde când se mai încălzește timpul. Eu cum până la începutul mai. La începutul mai, sfârșit, începutul iunie, depinde. Când, cum. Sfârșitul lui mai destul de târziu. Când se încălzește timpul deja? Depinde și de... Nu le tundeți pentru că vreți să le protejați laptele. Da. Să le protejăm laptele pe ele, că le afectează și pe ele. Da. E sensibile că le e lâna, le dă niște ploi reci. Gata, starcă laptele. Da. Hei, așa mi-e bine să stai cu lumea pe ele, că mai zic alții că nu mâncă, așa mi-e zăcălesc ele, n-au când e cald. Și așa, da, dacă stai seara când îi răcori într-o oră, îi sătură. Dacă au pășune iarbă bună. Și mai ales la pe mijlocul verii să fie călduri, o să fie călduri și totuși un beneficiu pentru ea. Da, că atunci au, că dacă le tunzi de vreme, până atunci crește lâna destul de mare. Da. Și când când-i frig n-au lână și când-i cald au lână. Și... Yeah. Voi oricum le codiți, cum se spune la dumneavoastră aici. Da, le codim pe de la gât în jos. Pe piept, sub burtă, coada, la pulpă se poate să sugă mielul și din sub pe piept se poate să se scalpie de căpușă, de... No. A, și baia le faceți după ce le tundeți? Da. De obicei după ce le tundeți și toamna. Da, depinde. Este că le facem și numai toamna sau... Laptele o să mai crească la oi? Crește, depinde. Crește. Până sfârșitul mai crește. După aia când dau căldurile și ele mănâncă mai rău, care sfătate mai devreme, deja scad laptele, nu mai. Nu se știa fătate în ianuarie, nu se merge. Scad. Care fată de acum, le dau până la toamnă. Fătate de acum, multe. Încă mai sunt de fătat o grămadă. Că nu, din multe nu se pomârlite ciudată, mai fată și pe el. Ai niște câini foarte frumoși. Da, băi, foarte frumoși. Îi îngrijim, mă ăștia numai căței, majoritatea. Știți frați? Da. Aia e haită mai bătrână, dar nu-i din soiul lor. Ăștia 1, 2, 3, 4 frați. Ăla-i frate cu ei, eu m-aș fi trecut acum. Ăsta e un lucru bun, adică să fie toți frați. Da, țin una. Țin una la tătie. Cum lucră așa în echipă? E foarte activ. Un lat, dacă un câine sare pe unul, îl stăzi pe el, gata, nu mai lasă. Ce nume ai la ei? Iancu, Pintea, Haiduc, Cioida, Gruia, de Gruianii. Gruia, de Gruianii. Gruianii.
ăștia, când ai drum la oi, merg singur lângă oi. După oi. Bine, mă, după oi, mă. Când crescuți între oi, nu? Bine, hei! Ia-mă un pic cu într-o găleată. Dă-mi o găleată și ca o mungă dacă nu te arde. Ionuț, după ce ai terminat de mult soile, acum vii și răvaci. Musa, și aștia trebuie multe. Cum sunteți împărțiți? Aveți fiecare vacile voastre care da, de mungeți? Da, fiecare la vacile lui. Fiecare cu vacile lui. Dacă eu mă duc la vaca lui altul, poate nu se vaca. Așa fiecare cu vacile lui. Câteodată poate că dacă nu vine unul la mult sau nu suntem destui, atunci nu avem decât să le mungem. Ne împărțim. Da, le legați sau știu eu ca da, să stea. Da, dacă nu stau, le legăm. Dar sunt care dau cu fiul și atunci eu țin că mai greu. Da, avem șușițe și apoi le dăm drumul la jițe. Cum îți simți mâinile după ce, mus, după ce ai mus, acum oile, acum vii la vaci? Un picuț, cam amorțuce, da. Să dezmorțesc în cei. Să dezmorțesc? Da. Mai dorm, nu, ce mai dorm în uile, că te trag uile și poate prinzi o vacă de aia și se mulge greu. E cam greu, nu, stesuș. Să mulge atâta oaie după asta de la vași, ui ceva, e de muncă. Și ai spus că acum nu sunt toate oile. Nu sunt toate oile. Trebuie să vină și caprele și oi. Mai trebuie să vină încă 100 de capre și da, încă vă 200 de oi. Și atunci o să fie mai multe trude. Vaca asta cum se mulge? Se mulge bine? Asta se mulge foarte ușor, e vaca care se mulge ușor, dar pot să fie vajinele care se mulg înghesat, se mulg greu, cu țâțele tari. Una de azul pe mâinile până mulge. Aici tot cu nod mulge? Sau nu, cu palma? Cu pumnul, cu palma, cu pumnul. Da. Nu cu pumnul. La, poate că la... vașile cu țâțele mai mici și poate alea cu lupă. Cum am scos afară, acum cum umbla la iarbă de la soare, de la vânt, eu crepat puțin țâțele, dar trebuie să adun niște vazeline sau niște o soare să... Da? E vacă cu minte. Cât timp are vaca asta? Asta e a cincea fătare. Nu s-ar vedea da ce ujer are. Da, e o vacă foarte bună de lapte. Cam câți litri de lapte depinde. Are? Depinde. Pe lângă vițel o să vă arăt cât mult. Din două țâțe și jumătate. Auzi, dar nu pot filma din cum e pe pământ. Da, e acum suge și ghițelul? Da, suge pe partea alta, mulce mult din țâța, din spatele astea și o lăs lui și ăștia din coace dau le mult. Dar așa aproximativ cât dă o vacă bună, când e în vârful lactației? Cam 11-12 litri la mulsoare. Depinde. 20-20. 23-24 de cupe la zi, depinde. Deci fără din pătuge, fără nimic. Fără făină, fără furaje, nu mai arbă. O bălțată adevărată. Am numele. Depinde și când e fătată, când se apropie de gestație, va cascade laptele. Și
Și voi deci nu le ajutați cu nimic acum, tot ce își au iale din iarbă. Da, ce mâncă iale din iarbă, din pășuni. Altceva nimic. Se mulge greu? Nu, asta e o vacă, se mulge, cine știe, cu două degete, uitați, țâță mare. Cu două degete. Se mulge, dacă s-ar mulge greu, are și ca pe vârful acului. Consider că și aici face selecția, nu numai corect. La oi și la corect. Vaci. Da, contează mama și taurul. Că dacă taurul e dintr-o vacă cu țâțe mici, e dintr-o vacă care stă rău la mus, așa o să iasă și viței. Ca și la un berbec, ca și la orice. Că 80% contează, 80-70% contează tată, nu mama. Că dacă tată e mare, iasă și un miel mare și... Noi nu cumpărăm tau, ținem doar din vacile noastre. Selectăm. Vacile-s băgate la subvenție? Nu. Deci vacile nu-s la subvenție? Nu. Nu sunt subvenția mare, sunt subvenția mică, atâta. Și nu sunt toate. Andrei, tu câți ani ai? 19, anul ăsta fac 20. Mulți înainte. Mulțumesc. Mai rar să vezi așa tineri care să fie atât de atașați de animale și să-i placă să muncească. Fiecare unde au crescut. Eu aici am crescut și altceva n-aș știu ce să fac. Cu aia le-am crescut și m-am atașat de ele. Și pe viitor ce planuri ai? Să continui. Să continui cu ce-a început? Da, taică-te. Și dacă pot să o extind. Te-ai gândit și la fonduri europene? Da. De ce nu? Să fac un graj mai bun, un tractor mai bun, mai nou. În zonă mai ai prieteni care se ocupe cu treaba asta? Am, dar nu... Mai am câțiva să aibă așa mai multe, dar azi nu prea să aibă multe. Ionut, sună-ți mai drag. La mulți de oi sau la mulți de vaci? La oi. Drag mi-e la oi. Mi-e drag cu mult. Poftim? Mai drag cu mult, foarte mult. Mi-e drag la oi ca la vaci. Dar de ce zici asta? Stă mult mai ușor? Sau ți drag ție? Mi-e drag mie, că... Mai drag mi-o fă la oi întotdeauna. Indiferent de situație, că o fă la mulți, că o fă la dat în sângă. Că o să mă duc cu ele, medal mi-o la oi. Cu tătuși că e un picuț mai greu, dar... Eu fă mie, mi-e drag, cu asta. Pasiunea asta, pentru voi. Cu tătuși că vașile sunt mai buni un picuț ca oile, dar pe mie oile mi-e drag. Dar păi nu. Asta o duce mai departe, pasiunea asta. O moștenim, care o învățăm. Că trebuie să fie o rădășină de un să pleașe tătul. Și apoi, cu timpul să sperăm că o-mi dau o medie parte, la viitor. Dacă vreau să învețe ceva. Dacă nu, se pierde. Bineînțeles, asta e o meserie nobilă, nu oricine poate să o facă. Păi, cum o spus, cineva. Țăranul uita alpa țării. De ce îi spune țăranul? El lucră, el produce. El putem să spunem că ține o țară. Atâta timp cât ai animale, ai și ce pune pe masă. Dacă nu ai animale, ce pui pe masă? De bine, de rău. Mulci vaca, ai un lapte în casă. Ai un miel, ai ce mânca, nu mă urge foame. Așa-i. Cum e plină să zăbești
îți robesc foarte rău. De la cine ai învățat tu să faci brânză? De la tata, de la bunicu. De la fiecare am furat câte ceva. Aici cât lapte ai? Ai destul de mult lapte. Da. Faci un caș? Da. Unul mare. Normal ar trebui să fac 2000 mai mici, că numai că necesită timp. Numai atât așa fac, și unul și doi. Că când e mai micuț, să cată mai bine e oamenii. Așa unul mare să leagă greu de el. Unul de 16-17 kg, cum iasă de aici. Spune-mi, cum faci tu cașul? Spune-mi, te rog, pașii. Acum prima, ce faci? Acum zdrobim, zdrobim foarte mărunt. După a lăsăm 5-10 minute să se strângă. După aia mai ajut eu. Iată să strânge așa mai mare. După aia eu tot îl fac așa mărunt, mărunt. Și îl strâng și după aia îl scot în crinte. După ce scot în crinte, lăsă să se scurgă de zero verde. Aia e mai important la caș. Să se scurgă de zero verde, că ăla e cel mai rău. Dacă îl iei din prima tare și rămâne zero verde în el, n-ai făcut nimica. Că nu iese bun. Se amărește după aia. După aia rup în 4, 6, 8, depinde, zice el după mână, cât mai trebuie lucrat cașul. Îl se cunoaște după asprimea lui. Cine cunoaște? Și bucățile cum trebuie să fie? Văd că ești atent și la treaba asta, nu lești să fie da. Bucăți foarte mari. Da, trebuie mărunt. Că dacă îmi rămâne, vedeți cum e asta, nu-i ruptă, vedeți? Așa. Trebuie ruptă. Și se face după aia ca aștia nu așa. Cum îți dai tu seama că e gata, că nu mai e bucăți așa de mari acolo? Sunt jos și alea se lasă pe fund, alea mari. Uitați, de la fund scurt. Am înțeles. Că el se lasă jos să strânge. Pe fund se strânge. Zero se ridică sus și el merge la fund. De la ce vârstă ai început să faci brânză? Brânză de la 14-15 ani, când am fost nevoit. Sau când nu am avut cine să o facă, am făcut-o. Bine, prima dată am început cu caș mai mici, că nu. Aia mici e lucru mai ușor. De exemplu, unul din ăsta, nii, să vedeți când îl scoatem în crinte. Ăsta când îl scoți în crinte, are 70-80 de kg. Cu micuzăr, ud. O să fie foarte greu. De scos, de manevrat, de rupt. Și când îl jântuiești, la mâini o să rupă. O să te doară mâinile foarte tare. Tu ce zici? Acum ai mai gras laptele? Acum nu chiar așa gras cum îți ieși uite la iarbă, dar o să pe parcurs să îngroașă laptele, că oaia acum înaintează de când e fătată, o să fie laptele mai gros, dar e destul de gros acum, că oile sunt fătate din prin decembrie și au și vacile, că dacă e vaca fătată chiar atunci dă mult lapte, dar e mai slab. Așa vacile noastre sunt fătate au acum o lună jumate de când sunt fătate două și laptele mai gras. Acum strâng. Îl adun. Îl faci bulgăre? Da, îl adun. Îl fac cât mai mic ca să capă în zăgână în care scot afară. Adică cum îl faci mai mic? La pești mai mult? Da, la păs ca să iasă de zăr. Ca să iasă zărul din el, să pot să-l scot în crinte. Trebuie să-l strâng cât mai mic ca să-l putem scoate în crinte.
decât să văd câine. Că când scoatem o să aibă 60 și ceva, 70 de kilograme. Acum lăsăm să se scurgă 15-20 de minute, se iasă 0. Haide, punem 0 la fier, să facem 8 dat. Acum. Și nu mai lucrezi deloc el acum? Ba da, acum lăs, acum nu, îl lăs liniștit să scurge, îl mai învârt. Îl lăs așa 2-3 minute, când văd că nu mai curăl, îl învârt pe partea alaltă, să se scurgă 0 verde, nu fac nimic acum. După aia încerc să îl lucru, să rup. Acum punem zero. Nu prea bun. Spuneți-mi, cum procedați dumneavoastră cu... Cu cașul? Da. Păi, după ce îl termină, să acață aici în sus și îl lăsăm. Minim o săptămână la dospit. De exemplu, ăsta are cam 4 zile. 1, 2, da. 4 zile, încă cel puțin 4 trebuie. Și îl tot întoarceți în strecul? Nu, trentul. Deci așa agățat. Deci să mai poate lăsa 2-3 zile, așa ne... pe o masă și pe un duc, deci unde umblă aer, că la brânză îi place să umble aerul, nu îi place loc închis, ca să se matureze. Și după 7 zile mergeți cu la piață? După 7 zile merg la piață, mai vin acasă mulți. Și alte produse ce mai faceți? Urdă, urdă, da. Urdă. Acum, numai foarte mole, că urdă de azi dimineață. Încă e proaspătă, dar se ține ce culoare lată. Frumoasă au cașii. Uitați aici, urdă originală. Cum trebuie să fie urda, făcută 100% numai din lapte, fără oțet, fără din zâr, adică cât ea să e. Care nu e ajutată. Nu e ajutată cu nimic. Asta e atâta iasă. De la un caș, de la un zâr, de la un caș de ăsta mare, atâta urdă iese. Spuneți-mi dumneavoastră, uitați, aici văd cașul ăsta. Ăsta da. Trebuie să se îngălbenească complet. Da, nu a, din păcate nu am niciunul gălbenit complet, că i-am dus azi la piață și i-am vândut. Aici mai am încă unul, să vedem, nu e așa de copt, mai copt un pic. Deci trebuie să se gălbinească, să fie, deci asta cum e mult de oaie, trebuie sub o săptămână, nu-i, se poate mânca, dar nu-i bună, da? Când e de 10 zile, apoi e maturată cum trebuie. Păi iarnă puneți? Da. Nu uitați, ăsta e mai alb un pic, dar ăștia nu se împrăște, nu se zdrobesc, îs cum trebuie. Uitați aici, să îi punem așa să se vadă și urda așa. Aspect comercial. Da. Da, și am o să vă tai unul, să vedeți cum e, să-l gustăm un pic. Să aduc un cuțit. Dumneavoastră faceți cașii destul de mari. Păi am dacă avem animale multe, încă după ce mai dăm, că mai avem de dat niște iezi, niște miei, o să facem și mai, dar o să facem câte doi. Nu uitați cum arată. Așa, cașul adevărat. Uitați, puteți să și gustați, să vedeți. Încă uite ce găuri frumoase are. Da. Deci cașul nu trebuie să aibă niște găuri mari, care e cu găuri mari, nu-i, noi zicem că nu-i cum trebuie. Deci așa nu-i cum să aștea mai mari, nu? Poftiți gustați și dumneavoastră. Uitați, asta e, așa trebuie să fie un caș normal, din lapte.
Foarte bun. Și la gust, la ăsta se trebuie să simte gustul de oaie. Că de aia e. O cu zăr verde, acum ne apucăm să rupem. Prima dată în bucăți mai mari. S-a omogenizat destul de bine. Da. Dacă să las. E la asta tăleată de la. Da. Dacă e de lapte, dacă e de altceva, nu. Spune-mi două cuvinte despre crinta aia. Asta este o crintă foarte veche din lemn. Asta e, cred că, și de la bunicul de când era el ficior. Una din asta nu cred că mai găsești ziua de asta să facă. Să vedea de pe aia că e veche. Mai nou, crințele din tablă. Ceaia din tablă nu zic că nu-ți bunie și alea, le întreții altfel. Asta e... Să întreține greu. Trebuie să fii tot cu ochii pe asta, așa, să nu legi la sorică, creapă, așa mai departe. Asta e piesă de muzeu, piesă da. Rară. Asta când cumva nu se mai poată, da. O puneți undeva la un loc de cinste. Da, o pui în vitrină și mă uit la ea. E făcută dintr-un singur... Da, dintr-un singur buștean e făcută. Cine a muncit, cine a făcut-o, l-a fost meseriaș. Numai... Nici meseriașul nu mai trăiește. Acum din tablă, aia din tablă e foarte rea, că se răcește cașul și așa mai departe, sunt multe chestii astea. Și nu poți să faci în acana asta, nu-i? Poți să-mi spui din ce lemn e făcută? Cred că din patie e făcută asta. Din patin, nu din cu. Da, cam din patin. Ce-i da. Da. Deci un lemn mare care se face sobita, cu scalca să... Acum ce mai faci? Acum rup... Depinde, prima dată rupi în 4, în 5, 9. Depinde când... Cum poți. Din câte văd, tu nu-l sfarmi. Nu, prima dată nu. Ajung și la sfârmat. Prima dată trebuie rupt. Acum mai strâng un pic, mai curăț zărul, că dacă le iei dintr-o dată nu-i bine, că rămâne zărul verde, tot rămâne în el. Și trebuie să curgă așa pe rând, are el etapele lui. Îl simți după mână. Voi cu zărul alb, ce faceți? Faceți ceva? Da, îl punem la zăr. Îl punem la udă. La fier. Ăla e jântuitul. Jântuitul? Da. Ăla e bun pentru udă, când udeaște să-l pun. Da bine, pune și lapte. Nu face și lapte acru din el? Ba da, sau mai mâncăm, depinde. Păi, asta e belghe. Așa îi zicem noi. Și ăsta e un fel de capac, de să putem să storcem e bine. La jântuit, te ajută foarte mult. Eu nu știu. Da, 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 nu știu. Da,
N-am să le-mi dai un concediu aici. Acum îl strâng, pun veldea în ăsta și după aia ne apucăm de jântuit, ultima fază, care e cea mai importantă la el. După cum se vede și culoarea s-a schimbat. Da, s-a schimbat un pic, a ieșit zărul din el, zărul verde, acum uitați-vă că deja este tot mai alb, tot mai galben. Deja e jântuit. Mai de mult se găseau ușor ciobani aici în zona la dumneavoastră. Păi mai de mult nu era probleme, că îmi spunea tata că atunci se bucura dacă dușea unul la ui și dădea toamna un rând de haine și ceva bănuți, mai nimic, ca să nu-i dai de mâncare, de mâncare. Se bucura că îl dușe de acasă. Nu că amu foarte greu. Amu dacă avea o fabrică de făcut ciobani, și îngrijitori de ăștia la animale, păi aia n-ar da faliment veci. Nu, am o altă lume, că tineretul nu-i mai place. Și dacă merg, și fișorul dacă merge, trebuie să meargă să facă dușă, să spreze, să pui la rând, că zic, pui că puța oaie, puța vacă. Nu le mai place mirosul. Mai de mult nu era o problemă, că puțeam tâți din sat. Dar am uit numai câte unul, doi, trei într-un sat care mergi cu animale și cu... Asta ce spuneți? De ce s-au ajuns aici? Iară vorbesc ceva și poate mă critică mulți. De ce? Eu zic că hăi din afară s-o trudit să ne distrugă pe noi ca țară, pe România, că noi am... Suntem atâta s-o furat și încă atâta de bogat suntem și cred că asta a fost problema. Nu vedeți că tineretul nostru după Revoluție și eu îndemna să meargă prin toate țările, prin toată lumea, când putea să stai aici în țară la ei, să și la aici la noi, să fie bine. Că nu cred că o duc mai bine ca cum ar și dus aici în țară. Bine, sunt excepții care au făcut ceva, dar el a făcut și aici și a făcut și acolo și restul cred că nu știu, mapsul. Dumneavoastră, cum vedeți viitorul oieritului? Viitorul oieritului foarte sumbrul văd. Eu cu generația mea, ăștia așa în jur de 50 de ani, mai rămân așa cum e fișorul și poate băiatul ăsta Ivanuș așa ani câțiva, dar o să 70% o să dispară. Așa cred, numai dacă schimbă Dumnezeu lumea, ori condițiile, ori știu eu ceva, să se reîntoarcă înapoi, dar altfel, că acum așteaptă numai telefoane, dacă gata școala și să-l pui director, nu să crească de jos în sus, cum am crescut noi, să creștem 15-20 de ani. El a amus și mâine vrea să fie patron sau director sau... Acum ajuntuim, ultima fază, care e cea mai importantă la caș, cât mai mărunt. Asta necesită la mâini. Asta e cea mai grea pentru mâini, treaba asta. Trebuie făcut cât mai mărunt. Și cât de tare trebuie să formă? Cât de mărunt se poate, ca un fel de tericat e făcut. Consider că e destul de solicitant și pentru mâini. Da, e foarte. Aici se întărește mușchiul de la un moment dat. Ultima dată. Păi să zic că ea că-i scumpă brânza de oraș. Și după aia, ea zic, ați nu știu cât ai muncit la brânza asta și zic că e foarte scumpă, depinde. Dar ați zic că când ceri
35-40 de lei pe un kilogram de brânză, zice, du-te, mă întreaba ta, că ce ai pus în brânza aia, aur sau așa mai departe. Ei, nu știu cât să, până, nu doar cât o faci, până ce trebuie să mergi la oi, ce trebuie să mergi la vaci, trebuie să mergi să le mulgi, așa mai departe, trebuie să stai noaptea lângă ele să le mânce ursul, lupul. Păi un întreg proces aici. Da. În care la sfârșit, când vrei să faci și tu ceva, alții te trag în jos, sau zic că e prea scump, sau, de exemplu, și la mie, sau așa. Dau anumite boli când îți paștile sau așa mai departe, ca să nu mai avem ceva ce cum ei. Să strice prețurile la țăran, când îi să iei banul. Până atunci nu-i nimica. Așa au fost cam întâți ani, sau cu porcii, că e peste porcină, e o moară și așa. Te văd un băiat tânăr și văd că lucruri cu atâta pasiune și cu atâta dragoste și faci ceea ce faci. Pentru că îmi place. Nu ai prieteni care zică, bă, ești ciudat față de ei, pentru că tu faci da, alte lucruri față de ei. Păi mulți zic că-s nebun, că de ce mă duc și stau la voi în vârful dealului sau așa mai departe, că alții mă sunau, că mai am și eu o prieten, că nu. Așa, mai am prieten, hai, dea-mă la un suc, nu, că eu trebuie să mă duc la voi dimineața, la mulți, la 5 sau la 4 jumate, depinde cum. Sau nu pot că azi la ploaie, păi că ești la oi, dar faci, dar tu cum ești la oi, că azi plouă fac, păi nu contează că plouă, că ninge. Trebuie să mergi la oi dacă trebuie. Pe frig, pe vânt, pe ploaie. Aici faci sală, nu trebuie. Ar vrea să văd pe aia de la sală, aici ni, nu l-a ridicat de gantele, aici ni să vedem. Să vedem aici care are mai mare, care, la care mai tare aici. Poate la tine nu-i mai mare, dar nu mai mare, că mai eu sunt mai slăbuț, așa e felul meu. Da, dar e mai tare. E mai tare la garanție. Și eu aș vrea să văd pe ei când îi pui acolo mult și îi trag oile, cum le țin. Vreau că l-a ridicat de gantere, aia dacă îi dai drumul nu se duce din lângă tine, sigur. Dar aia dacă nu ții bine, îți garantez că se duce. Și nu, acum s-a ce vrem, dar pe când erau bătrânii ziceau că dacă scăpai o aie, nu mai mâncai, sau așa mai departe. Așa era mai de mai. Nu mai mâncai, zice, tu astăzi nu mai mânci. Mereai pe mânt la voi. Sau te trimitea, tu te prind eu. Dacă nu puteai prinde, zice, tu astăzi nu mai mânci. N-aveai ce faci, așa fă vremurile. Povesteau tata și bătrânii, bunicul, că când erau ei copii, da, duce strunga sau așa. Acum îți dă de mâncare de tăte, dar atunci avea fiecare câte o cănuță așa de lapte seara. Îți dădea aia și mereai la somn. Dacă te sătura era bine, dacă nu iar era bine. N-avea ce face. Așa au fost. Atât era porția pe zi. Acum ai duci tot felul de mâncare, mâncă cât vrei, tai din caș, nu-i zici nimica. Și tău nu-i bine. Acum este mâncare, prea multă. E prea bine în ziua de astăzi. Îl închez pentru să-ți așeze, să nu rămână unul pe margine. Să poți să se strângă cât mai bine. Uitați acum cum curge, uitați. Ăsta-i jântuit. Deci acum l-am jântuit, se vede că nu mai curge atâta, bine. Curge tot mai puțin și mai gras. Dă-mi acolo ăla cu el, cum îl mai lăsăm, acum e gata cașul, punem la cățăm în cui și mai lăsăm 7-8 zile, îl mai lăsăm la dospit până ce mergem la piață cu el. Sau vine om acasă și îl vindem. Cam asta e toată treaba cu ciobănia și cu făcutul brânzei.
când am putut merge în picioare, m-am tras după oi cum am putut eu. Și dacă mai trimitea de la stână, du-te în cauș, du-te încolo, învârte-le, cum mă înstrungă, tot după tata era și întrebam că aia de ce așa, asta de ce așa. Că m-a interesat de oaie, de o capră, o vacă, de cai, de câini, aia e pasiunea mea, câinii și cai, în primul rând. După aia, soile și toate chestiile. Se vede că ai și câini foarte frumos. Am, pentru că mie îmi plac câinii. Eu, prima pasiunea mea, ăia la inimă. Ăia-s la inimă. Ăia mă... Îi iubesc eu și oile. Dar ei, câinii mi-s cei mai dragi. Dacă n-am un câine de treabă, sau eu dacă mă duc la oi și nu vin câinii cu mine, ăia nici nu le mai dau de mâncare la câinii. Ăia îmi plac mie. Când îi văd că-s lângă mine, la oată, așa mă salvează. Era mai mic, aveam în jur de 10 ani. Și m-au trimis, nu, ei mugeau, va, cine după ce am gătat, eu dădeam în strungă. Și eu zis, du-te, Andrei, la oi. No, și m-am dus și oile au apucat acolo, nici spin mai la deal. Și mă duc și am mers în urma oile, oile deja au apucat în spin. Și mă uitam când am ajuns, că mă uitam pe jos, că ce moșunoaie râcâite. No, și mă duc și mă opresc după, și mă uit așa la deal, niște spini, ursul vine la vale. Te vine cu capul în pământ, cu eu nu băga de seamă, nu au văzut oile, nu m-au văzut pe mine, nu știu, venea pe urmă. Nu, mă trag, ce să fac eu, aveam câini, dacă nimeni erau în urmă, nu, vineau mencetul, că am fugit încă până la urmă. Și mă dau după niște spini și strig ho, când am strigat ho, eu s-a ridicat în două picioare, și au făcut așa din nas, până ce-o dat de mine. Când o dat de mine, s-a lăsat încetul jos, și-a luat-o la paz la deal. Între timp, eu am mai strigat de două ori când am văzut că era deacă. Când am văzut că se ridică sus, am încremenit, ce să fac, eram gata. Dacă vine către mine, zic, acum mă mănâncă-s gata. No, era micuț. Și au venit câinii și l-au luat și l-au dus și ce-o mai oaie, ce-o mai învârtit acolo prin spinia. No, am dat oile din spini, atunci pe moment nu m-am speriat chiar așa tare, am încremenit, dar nu m-am speriat. După 5-10 minute, tot am început să tremur de spaima aia ce-a intrat în mine. No, asta a fost prima întâmplare cu ursul. No, au trecut aia, de atunci am văzut zeci de uși. Zeci de uși, am văzut, no, după aia cu lupul, tot așa mă trimea, te du-te la oile, tău mereu pe sub pădure și eu stăteam în codă. Și când văd că se învârte fruntea caple, că de obicei caple merg înainte, fugeau înapoi. Eu n-am zis nimic, am fugit 5-6 metri așa și m-am oprit, era un pic de gropuță și... După aia ieșeam eu pe dârmă înapoi. Mă, și stau așa în botă și mă uit, ce minune să învârte caplea așa, un iepure, o vulpe, ceva. No, s-o spăriat. Când încolo, lupul iasă cu ied, avem doi iezi la o capră, iasă cu ied în gură, dinaintea mea. Mă, ce să fac, mă? Când strig, ho! Cât ai lăsat iedul, cât ai pornit din aia, ce nu l-am văzut. Acum, niciodată. Așa s-a uitat cu o privire la mine și au făcut încă urechile pe spate și du-te au fost și câinii după el pe sub pădure și s-au dus. Aici au fost primele mele întâmplări cu ursul și cu lupul. Apoi de atunci încolo, de atunci până acum am mai avut zeci de întâmplări. Și cu ursul și cu lupul. Acum l-am murdat jos. Aici aș vrea să văd pe băieții cu sală. Oi fi o slăbuț, dar nu cred că e ușoară asta. Consider că sunteți foarte mândru când îl vedeți pe fiul dumneavoastră că vă calcă pe urmă și nu, că... Nu, așa a fost și tata de mine și așa vreau să știu și eu de el, că nu. Când ai să se ducă și am făcut mai departe, ceva. Dar vedeți dumneavoastră, ar avea posibilitatea să facă altceva, total diferit. Dar ce-ar putea să facă? Să facă mai mulți bani. Hai zic eu așa, că lui-s făcut. Bine, e greu, dar... Și momentan altă pasiune nu-mi place. El își permite multe față de alții care deodată cu el. Care mașină are, i-am făcut casă. Păi da, de exemplu când eu am făcut carnetul când am avut 18 ani, înainte să am 18 ani, m-am pornit să fac carnetul, când am început la 12 ani aveam carnetul luat. Și eu mașina am avut-o dinainte luată și când am mers la școală, tot, că băi,
că ai mașină, tu toți erau invidios pe mine. Dar ei nu știau că eu înainte să mă duc la liceu, eu mă trezeam la 5, să mă duc la muz. După aia mergeam acasă, făceam duș și mergeam la liceu. Ei nu știau treaba asta, ei se trezeau la 7 și n-ajungeau la 8 la liceu, eu eram primul în clasă când ajungeam. Și erau, nu mai puteau de somn, dar eu că mă trezeam de la 5, eu rezistam. Toată ziua așa la liceu și după aia acasă du-te la muz iară, că era ora 4 sau 5, ai la muz. Iar nu ajungeam bine acasă, dacă mâncam ceva, apoi temile, dacă puteam le făceam, dacă nu, me copiam eu prin clasă de la cineva. Că așa erau, că poate le mai luam un suc, le mai luam ceva și mă ajutau, că mi-erau prieteni, că mi-erau colegi până la urmă. No, acum e gata urda. O pune la scurs. O pune la scurs. Acum scoatem cașul în zăgână și la cățâm. În zăgână? Da. În pânzătură. În pânzătură, zăgână, mai multe denumiriare, oricum. Cam așa arată un caș. E oaie. Adevărat. Adevărat de lapte. Să faci doi din ăștia la zi, după aia nu-ți mai trebuie altă sală sau trebuie scandăbel, distracții, din alea nu-ți mai trebuie. Da, să urmează că... să faci poate și câte doi acum. Da, da, după ce o să dăm de paștile noastre, o să dăm iezi, încă avem 70 de capre cu iezi, 120 de oi cu miei, mai micuți o fătă, dar până la paștile noastre încă într-o lună se fac, eu zic, destul de bunicei. Și după ce o să-i dăm ăia, o să fie lapte încă atâta. Și trebuiască să facem 2 la zi. Adică 2 la mulsoare și 4 la zi. Acum aducem și la cățăm și lăsăm o săptămână la dospit. Uitați, zăr! Uitați, acum, uite, lăsă, stai, să vedem. N-are voie să curgă, dacă curge 4-5 picuri, maxim, uitați, nimic am pauză. Uitați, normal trebuie să curgă. Din urdă se vede cum curge, dar din ăsta n-are voie să curgă. Vezi, acum e plat, dar ca să înțeleagă lumea, el să face rotund. Da, el să face rotund cum stă în asta. Din pe margini cum stă el să strânge. O să ajungă ca ceilalți. Îl astupăm ca pe dimineață să nu mai stricăm chibrite sau poate n-avem chibrite și nu mai punem ulei. Și se aprinde. Pe dimineață este deja numai râcâim puțin și cenușa-l ține. Da, 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 foarte bună. Dacă nu l-ați fi astupat, poate da, nu... Da, într-o jumătate de oră, o oră maxim, nu mai era nimic acardier. Așa, pe dimineață avem... Cărbuni. Exact. Și nu mai punem unul în două sau facem niște atâțături și se aprinde. Un câine exemplar pentru mine, un câine în care am bază, un câine de acum e pe al 6-lea an, un câine ciobănesc, în care ăsta pot să lăs între oi liniștit, că știu sigur că am o bază în el, în ăsta. Am 6 cățelandri, dar nu sunt de la el, de un alt ciobănesc de Bucovina în care am avut, în care mi-a fost drag mie și am avut o bază foarte mare, al lui Nob, care are urlea noi. În ăla am avut o tâmpaie cu ursoi, că poate dacă nu era câine la eu nu trăiam. Câine ăla m-a salvat pe mine și eu am vrut să prind niște căței din câinile ăla. Să văd dacă se aruncă în ravul în care avea câine ăla. Câine ăla când dădea drum la oi, ăla merea cu oile. Că era mâncat, că nu era mâncat, era un câine care stătea lângă oi. Îți păzea turma. Și de om, și de jigani. Câinele ăla mai trăiește? Da, trăiește, dar nu l-a mai adus la oi deoarece e foarte bătrân și cățelandri pe care am acum au 8 luni cățelandri. Nu-l mai suport între ei. Ei orice prind, străin, scot afară dintre ei. Țin una, îți ca frații. De exemplu, dacă eu am 5 frați, se țipă la mine unul, s-ar tăs pentru mine. Și l-o scos afară, așa și ei. Să ajută unul pe altul. Câinile ăsta, din ăsta, aștept să învețe pe cățelandri. Ce știe el, să știe și ea lanță.
important ca o genă, ca o părinți care da. Au crescut la oi și părinți de calitate da. Pe la care... La oi stat, ăsta stă în omet. Eu garantez că cangalii ăștia care l-au dă nu fac ce face ăsta. Și ăia nu cred că dorm în zăpadă lângă oi, cu blana lor. Ăștia are blană destul de mare, nu frigul, nu nimica. Ăia, când dă frigul, nu mai vezi că tremură. Ăia nu sunt care tremură. Ai avut și tu din aia? Părerea mea. N-am avut, am văzut la alții. Și sunt niște câini criminali. Nu suportă alți câini între ei. Ăsta nu-i foarte, el de câini foarte agresiv. Îngăduie alți câini lângă ei. De ăia, dacă ai 3-4 din ăia, pe ceilalți îi scoate, îi omoară. Sunt câini criminali. Ăsta e criminal, dar doar de jigane. E un câine foarte bun, care mi-e drag mie. Poți să-mi spui ce vârstă are tata puiilor? Tata puiilor are acum pe al 9-lea an, dar câinele, un câine greu nu rezistă mult. Și un câine care a fost mâncat de lupi, un câine de lucrat, rupi, de porci, ăla câinile e altfel. Nu-i ca unul care îl ții în lanț, care trăiește 14-15 ani. E o diferență foarte mare. Câini bătuți de vremuri reale, ăștia nu au avut cușcă, nu au avut... Că ăia că când plouă un pic, hai să bagă în cușcă, te tremură. Nu știi ce să-i faci, sau îl bagi în casă, că vai de mii moare câinile. Ăștia au bătut vântul, au bătut ploi, ursul tot au fost rupt. Am avut haite care mi-au fost mai mare mina de ea, au venit doctorul, i-au scos, am dat de o scroafă cu pucei și s-au băgat haita tare la pucei. Și s-au țipat scroafa și i-au scos mațel. O haită de miliarde, cu totul că avea doar 3 ani, dar foarte. Era foarte, pe viitor era o haită din care puteam să produc ceva, că degeaba scoți, aduci cangale, aduci toate felurile de câini mari, că aduci de la unul ținut cu granule, cu un câine puternic, ăla degeaba că îl aduci și poate trece lupul pe lângă el, ăla dorme, abar nu are de lup. Și ăștia cu zări, poate mi le mai aduc anii de la abator, că no, ia, n-ai greu să o părești la 10-15 câini. E foarte greu să o părești. Mă aduc așa canie să mai mențin și ei de la zări, no. Mai moare o oaie, mai... Poate mi-ai dat de bai cu o vacă, mai nu, no. Mai... Îți depinsa sau așa, nici mai aduce omul un pic de canie, ceva, no. Sau le cumperi bobe, depinde. Trebuie să ai grijă de ei. Că dacă n-ai grijă de ei, și ei nu mai au puterile să se lupte cu uns, dacă nu-i un câine îngrijit. Se vede pe el. Că nu-i slab.